It's showtime! Bun apetit, mult soare! Scuzați-mă, ochelarii, ce să fac? Nu-mi vedeți ochișorii? Da, asta este. Trebuie să vedeți ce preparăm. E mult mai important preparatul nostru decât ochelarii. Deci că, doamnelor, domnilor, cei de acasă, bun apetit, vă așteaptă cu o nouă rețetă. Am aici trei feluri de pește, nu o să le prepar pe toate. Dumneavoastră o să alegeți o variantă. Care? Asta? Nu? Asta? Somon? Tilapia? Haide să mergem totuși pe shallow. Îl știți, da? Shallow. Shallow menie. Cu legume înnăbușite sau trase la tigaie. Vedem ce iese. O variantă fantastică de shallow menie și legume trase la tigaie sau în oak, cum spun eu, în oak. Așa că trebuie să ne mișcăm foarte repede. Oak-ul se va încinge foarte rapid. Punem puțin ulei de măsline. Dăm la un foc redus și începem să preparăm legumele foarte fin tăiate. O să folosim puțin, haide să mut eu să se vadă foarte bine. O să mut vegetalele mai în față. O să folosesc morcovi. Morcovii care pot fi tăiați foarte fin. Cu cât sunt tăiați mai fin, cu atât îi putem prepara mai repede. Niște morcovi tăiați degețele sau julien. Apoi ardei roșu, ardei verde. O să am nevoie și de o ceapă. Ceapa dă bine. O ceapă roșie. Ok. Și le tragem la tigaie. Le înnăbușim puțin cu puțin ulei de măsline. O tentă de usturoi, verdeață și apoi preparăm shallow-ul menie. Suntem gata cu morcovii, adăugăm primii, ok. Apoi aleg eu un ardei roșu. De fiecare dată să fiți atenți, spălați legumele înainte de a le găti. Trebuie spălate, trebuie... Știți că e cel mai bine să spălați legumele înainte pentru nu avea nicio problemă cu stomacelul, da? Ardeiul la fel, tot în stil julien. L-am tăiat noi în stil julien și ardeiul roșu și apoi o să tai și un ardei verde, un ardei roșu. Mi-a adus și o ceapă roșie și puțin usturoi ne trebuie și suntem aproape gata. Și o ceapă, o să tăiem și o ceapă. Legumele complementează foarte bine, nu numai cartoful. Noi suntem învățați la orice să punem cartof. Nu, la shallow menu merge și o porție de legume. Poate să fie în stil oriental dacă adăugați puțin, puțin sos oriental sau sos soia. Adăugăm și puțină ceapă. Puțină ceapă, ceapa tăiată peștișori, tragem la tigaie, puțină sare și piper, suntem gata. Puțină sare, puțin piper, puțină sare acum. Aromatizăm cu puțină verdeață, dăm noi puțin o aromă de rozmarin, puțin usturoi. Usturoiul am eu un secret, îl pisez cu cuțitul și apoi tăiat foarte fin, îl adăugăm spre final. O variantă fantastică. Ce ne mai trebuie? Puțin ardei. O să tai eu de data asta puțin ardei iute. Ardei iute sau ciușcă. Grecii folosesc soteul de legume. Turcii folosesc soteul de legume. Este excelent. Poate să fie peștele pe pat de legume înnăbușite sau legume trase la tigaie în ulei de măsline. Dacă vreți să fie înnăbușite, adăugăm puțin apă, le punem un capac și ele se înnăbușe.
Însă mai este o variantă la bain marie. Într-o sită puneți legumele, apă fiartă, da? Când dă în clocot, ele se înnăbușe cu capac pe ele. Excelent! Înnăbușite, îmi plac legumele să fie al dente. Legumele al dente îmi dau excelent. Sunt spre final. Mai vezi ce repede se pot prepara. Adaug eu și usturoiul. O să mutăm toate. O să-mi prepar și un sos mai exotic, un sos vinegret, un sos care îl întâlnim deseori la greci. Dau bine. Sunt aproape gata. O să pregătim și shallow. Nu-mi trebuie o porție mare. O să-mi tai eu doar o feliuță de shallow. Shallow este desosat, da? Am scos și pielița de pe el. Îl dau puțin prin făină. Înainte să-l dau prin făină, îl tapetez cu puțină sare. Sare grunjoasă. Puțină sare. Îmi place afară pentru că poți să faci ce vrei. Nu e nicio problemă dacă dai pe jos. În bucătărie e dificil să lucrezi. Îmi place la aer, la... fantastic. Și pe partea asta. Ok. Și apoi îl dăm prin făină. Se prepară foarte repede. Îl dăm prin făină și suntem aproape gata pentru a prepara shallow. Shallow în stil menie. Asta ce înseamnă? Unt, capere și lămâie. Unt, capere, lămâie. O să-ți facem și o lămâie. Facem aici curat, pe partea cealaltă se poate face. Legumele noastre sunt gata. O să-mi trebuiască o farfurie de prezentare pentru pește. Ok. Între timp ne putem organiza să preparăm și sosul menie. Am nevoie de unt, după cum v-am spus, capere, lămâie. Lămâia o stoarcem și păstrăm zeama. Ok. După ce o stoarcem, prin storcător o trecem, o păstrăm pentru sosul menie. Topim untul, adăugăm lămâia, zeama de lămâie, fără sâmburi. Ok, între timp, ocul fiind din tavlă, gătește foarte repede legumele. După cum v-am spus, o să am nevoie de ele al dente, așa că le-am tras de pe foc. Mai am nevoie de încă o lămâie, o stoarcem foarte bine, pentru că apoi o să pregătim sosul menie. Sosul menie. Foarte simplu. Lămâie, unt, puțin ulei de măsline mai adaug eu, aromatizat cu capere și e gata. Vedeți? Se pot prepara foarte repede. Întotdeauna Nelu Păucă vă prepară la emisiunea Bon Appetit rețete simple, rețete care le puteți prepara și acasă. Am nevoie de o altă tigaie. Pe timp, vedeți, legumele arată bine. Am ales eu și roșu și verde, da? Ardeiul roșu cu ardeiul verde iute, puțină ceapă roșie, fantastic. O să punem pocul deoparte, da? Am aromatizat cu puțin rozmarin și i-am dat un praf de sare și piper. Ok. Să vedem cum începem pentru a prepara shallow, punem puțin unt și adaug eu puțin ulei de măsline. Aici e foarte important ca untul să nu se ardă. Ne trebuie un foc foarte lent și lăsat la foc mic. Shallow-ul se prepară foarte, foarte simplu. Trebuie să înceapă să sfârie. Când e aproape gata, începe să sfârie. Avem aici zeama de lămâie. Am ales o tigaie teflonată. Tigaiele teflonate gătesc foarte bine peștele. Niciodată nu o să vedeți că se prinde peștele pe tigaia teflonată. Dacă n-aveți, poate fi preparat și într-o tigaie normală.
Unt, capere, țineți minte, unt, capere, lămâie, sare, piper. Ăsta este sosul Menier. Sosul Menier. Deja a început, scoatem peștele și alăul, îl punem la gătit. Punem la gătit, îl lăsăm la un foc redus. Untul o să vedeți ușor, ușor, untul o să prindă o crustă, de fapt nu o crustă, o culoare maronie și uleiul de măsline ajută foarte mult să nu se întâmple acest lucru. De asta punem puțin ulei, ulei de măsline. Peștele se gătește foarte repede, ajută și făina la gătit, da? Să dăm la un foc mai mare, îl urgentăm puțin. Noi îți face spuma, punem puțină sare, face spuma de la unt. Că se albește foarte repede, apoi își transformă culoarea într-un galben auriu, golden brown. Peste patul de legume punem peștele și sosul Menier pe deasupra. O să am nevoie de o farfurie mai specială pentru pește. Îmi plac formele astea, farfuriile astea mai exotice. O secundă, mi-aduc și farfuria și apoi sunt gata într-o farfurie să montăm. O să montăm foarte frumos legumele. Coloristica arată excelent. Legumele trase la tigaie, le-am tras și eu în ouk. Sunt mai rapide, tigăile sunt din tablă și apoi urgentează gătirea și mai și frăgezează foarte tare. Mersi. Suntem gata pentru a pune peștele pe deasupra. O să vedem când prinde culoarea galben-aurie, este aproape gata. Mă întoarcem pe partea cealaltă și șalăul nostru Menier, după câte v-am spus, își schimbă culoarea. Schimbă culoarea. Galben-auriu de la făină a prins culoarea galben-aurie. O să montăm și peștele numai decât. Întoarcem peștele și pe partea cealaltă șalăul. Fantastic! În unt. Apoi punem capere. Mai adăugăm un cubuleț de unt. L-am lăsat la soare să se topească. Dăm la un foc redus. Adăugăm capere. Și lămâie. Și iată sos Menier este gata. Delicios! Un deliciu! Ajută foarte mult caperele, untul și lămâia. Un sos simplu, un sos excelent. Francezii, italienii, Menier de la francez vine. Însă fiecare parte a Franței prepară meniul în stil diferit. Am văzut în Cannes și în Villefranche, sosul Menier este preparat separat. Mie îmi place însă să-și lase savoarea de pește și să se infuzeze cu sosul de unt și lămâie, un sos Menier. Arată excelent, arată fantastic, a prins o culoare brownie, da, o culoare maronie, tocmai de la făină, a ajutat-o foarte mult. Am eu unt clarifiat deja făcut, mai pun puțin unt și o să mai storc încă puțină lămâie, pentru că dă foarte bine cu multă lămâie. O să o storc direct. Iată, suntem gata cu șalou Menier, a la Menier. Îl luăm, îl punem pe patul de legume. A venit momentul să-l montăm pe patul de legume. Imediat. Ok. Patul de legume. Foarte fain. Și apoi o să punem și sos separat, de jur împrejur. E excelentă varianta de șalou Menier cu legume toasted, cu legume tostate. Fantastic produs. Excelentă variantă de
Chalot Meunier și adăugăm și o frunză de decor. Iată, suntem gata cu Chalot Meunier. Haideți la masă! Vine șeful! Bun apetit cu Nelu Păucă! Și vine șeful cu un Chalot Meunier, iar pe malul lacului ne-am cerut scuze cei care nu m-ați urmărit de la început. În primul rând sunt cu ochelarii, asta e foarte puternic soarele. E o lună de mai aridă, excelent, o variantă fantastică de un pește foarte light, un Chalot Meunier. Un Chalot Meunier preparat cu legume trase la tigaie, în stil oriental, zic eu, dar e mai mult în stil mediteranean. Pentru că i-am dat și o aroma de și o tentă mediteraneană cu un sos de capere, un sos Meunier. Este foarte light, se pregătește foarte repede. Doar am dat fileul de șalou prin făină, apoi l-am călit puțin în unt, da? Și uitați-vă ce carne albă și fragedă. Apoi am adăugat caperele, lămâia, sare, piper și este gata. Este gata, o variantă fantastică de vară, un Chalot Meunier. Vorbesc mult, mănânc puțin. Credeți-mă că șalăul este fantastic, este foarte bine pătruns, nu vă trebuie decât 10 minute să-l preparați. Nu mai mult de 10 minute. Timp de preparare, iar timpul de a aloca pentru legumele și azi vi le ia, nu știu, în jur de 5-6 minute de pregătire. Dacă vreți să mai adăugați puțină lămâie, o puteți face, numai că e deja sosul cu multă lămâie și unt. Totul e o contradicție în farfurie și o paletă largă, parcă ar fi pe o paletă coloristică, să o luăm și să pictăm pe șevalet. Excelentă variantă de șalou. N-aveți decât să preparați rețetele mele, dacă nu, e foarte simplu, Litoral TV vă descoperă, nu știu, descoperim împreună fel și fel de rețete și vă surprind cu sute de rețete minunate. Bun apetit, nu numai la Litoral TV, poftă bună! Asta se zice în franceză, bon apetit la un Chalot Meunier. Mergea și un păhărel de vin, dar nu mai facem reclamă la nimic, așa că merge un pahar cu apă.